risc foarte mare să rupi sabot și tot ce înseamnă prin interiorul sistemului de frânare. Nu vă recomand niciodată să trageți fără de mână pentru că o să fie un moment foarte tensionat. Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Astăzi este o zi specială cu un nou început. De ce spun asta? Pentru că astăzi am primit primul semn clar că sezonul viitor ne vom da în campionatul național de raliuri la cel mai înalt nivel. De ce spun asta? Pentru că astăzi sunt în drum spre primul antrenament profesional ca și pilot, adică alături de o echipă profesionistă de medici în medicină sportivă și nu numai, vom începe un program de pregătire în care vom dezvolta un program de pregătire pentru piloți sau pentru viitorii oameni ce își doresc să facă performanțe în automobil sportiv. On the top, got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. Yeah, I ain't never gonna be the same now. I'ma tear up this whole fucking game now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know, y'all don't really know. I got so many bars, call it kamikaze. Ain't nobody ever gonna ever stop me. And I know that I could be a little cocky. That's the byproduct of hard work, no it's not free. I'm at a top speed, I think you lost me. Do not cross me, I keep dropping. All these hits and I know that they watching. They keep showing up in my place, always knocking. Knock, knock, bitch, I've been standing right here. Been over 3 years and then you just got here. Man, get me a beer and open up the mirrors. Let me show you now what you've been missing. Și așa am terminat experiența cu băieții de la Superfit. După cum așteptam, echipamentele ce le au acolo sunt incredibile. Băieții sunt foarte bine pregătiți și sunt sigur că o să facem ceva impresionant împreună. Ideea principală pentru care începem proiectul acesta alături de Superfit este că ne dorim să dezvoltăm un proiect de pregătire profi pentru cei ce își doresc să exceleze din punct de vedere automobilismului sportiv și să gândim în funcție de nivel un anumit program de pregătire. Și pentru că suntem în drum spre casă, vreau să tac un subiect ce îl povesteam astăzi cu băieții de la institut, referitor la frâna de mână. Când trebuie să trag frâna de mână, când este corect să bag treapta de viteză să trag frâna de mână sau când bag doar în viteză și nu mai trag frâna de mână. Ideea următoarea, că în funcție de temperatura exterioară, eu aș alege una dintre variante. Adică pot să blochez mașina băgând într-una dintre trepte de viteză, dar trebuie să ai în vedere că mașina mișcă, există posibilitatea să miște și dacă ai un unghi înclinat, mașina poate să plece, dacă nu ai și frâna de mână trasă, doar dacă tragi mașina în treapta de viteză. Iar dacă tragi doar frâna de mână, este foarte eficientă când vorbim despre temperaturi peste 0 grade. Dacă vorbim despre temperaturi sub 0 grade, adică cu risc de îngheț, nu vă recomand niciodată să trageți frâna de mână pentru că o să fie un moment foarte tensionat. Există două soluții în momentul în care vorbim despre a trage frâna de mână pe timp de iarnă. Una ar fi dacă frâna de mână este electrică, adică dacă nu este prin cablu, pentru că acolo e vorba despre mai mult un motoraj electric ce trage și dă drumul frânei de mână în așa fel încât să rămână în parametri optim. Iar dacă ai tras frâna de mână și îți dai seama că s-a sudat, adică a înghețat, îți recomand să dai cu un lichid fierbinte în așa fel încât să încingi zona după care să te pui în mișcare. Încă un element foarte important este că dacă tragi frâna de mână imediat după ce ai mers tare, din nou ai dat-o cu muci în fasole pentru că o să ai surpriza că plăcuțele de frână se sudează de disc din transferul de temperatură foarte brutal și o să-ți distrugă discurile sau plăcuțele. Iar referitor la frâna de mână automată, dacă vorbim despre cutiile de viteze automate, că de foarte multe ori mă întreabă lumea cum să las mașina asigurată când am o frână de mână electrică și cutia de viteze automată. Pentru că dacă o pui în parking, nu știu dacă ați văzut, și o pui în parking, mașina are tendința să plece un pic și să se oprească în cutie, că se blochează în transmisie.
Recomandarea mea e una foarte simplă când vorbim despre cutii automate. Îți recomand prima dată să tragi frâna de mână ca să blochezi roțile, după care să apeși parking, în așa fel încât mașina să nu stea în permanență tensionată în cutie, în transmisie. Dacă o să faci asta, o să protejezi clar transmisia și nu o să mai ai feeling-ul ăla când pui parking, dai drumul la frână și mașina bang, se izbește, după care tragi frâna de mână. Deci, ideea este una foarte simplă. Dacă ai o cutie automată, tragi frâna de mână electrică, după care apeși parking, să nu lași mașina tensionată în transmisie. Referitor la momentul în care ai blocat, adică ai simțit că s-au cam înghețat tamburul, că în general tamburul se blochează foarte, foarte ușor, îți recomand, după cum ți-am zis, să stropești cu un lichid mai fierbinte. Sunt mulți oameni care simt că mașina stă, îi dai în transmisie, dai drumul la ambreiaj și decuplează. Na, când ai făcut asta, există un risc foarte mare să rupi prin tamburi, să rupi saboți și tot ce înseamnă prin interiorul sistemului de frânare. Deci îți recomand clar, dacă simți că mașina nu înaintează după ce ai lăsat frâna de mână, să nu forțezi prin transmisie. Să stropești etrierul, să stropești tamburul, în așa fel încât să nu riști stricarea sistemului de frânare. Concluzia materialului e una foarte simplă. Dacă îți dorești ca mașina să stea, adică în momentul în care te oprești, dacă sunt temperaturi peste 0 grade, îți recomand să tragi prima dată frâna de mână, să blochezi roțile, după care să bagi mașina în treapta de viteză și să stea, în așa fel încât să te asiguri că roțile sunt blocate și transmisia, dacă o să fie nevoie, dacă ți-o împinge careva sau dacă este ceva probleme, să fie două măsuri de siguranță. Deci frâna de mână înainte, după care cuplezi treapta de viteză. La cutiile automate, din nou același subiect, prima dată tragi frâna de mână, după care pui parking, în așa fel încât mașina să nu stea tensionată în transmisie. Cam asta este modalitatea de utilizare a frânei de mână pe care eu o consider corectă. Ați văzut că astăzi am fost la antrenament la Superfit, genial băieți de acolo, și rămâneți aproape pentru că o să primiți multe informații importante de la ei. Sunt sigur că o să ne împărtășească informații în așa fel încât tu să știi mai multe despre automobilii sportivi și despre ceea ce facem. Eu imediat ajung acasă. Eu am fost Mihai Beldie, tu ai urmărit Vrum Vrum Vlog și până la următorul episod, ce cel mai probabil va fi mâine. Nu uita, iubiți-vă mult! Bye.